Bună seara, stimați telespectatori, din nou împreună. Ne apropiem de întâlnirea cu Grigore Vieru pe 14 februarie, ora 12, în Parcul Copou, și peste 3 zile, pe 17 februarie, ne vom întâlni cu Mihai Ursache într-un recital extraordinar de poezie. Peste tot, și după cum v-am obișnuit, poezia nu poate fi separată de viața de zi cu zi a ieșeanului, drept pentru care încercăm să răspundem chemărilor dumneavoastră. Deocamdată, astăzi, în această emisiune, îl avem ca invitat pe domnul, cum să-ți spun? Domnul scriitor. Pe domnul scurt. Academician Emilian Marcu. Am făcut o pauză pentru că vom discuta și despre ce se poate întâmpla în Academia Română după nedreptele decese pe care o serie de academicieni din România sunt nevoiți să le gestioneze. Emilian Marcu îl cunoașteți, chiar dacă va spune titlul acestei emisiuni, Pașii Țăranului ne spun cât de viu este câmpul, și cu toate acestea nu este doar poetul țăranului. Eu am încercat să identific în evoluția lui Emilian Marcu mai multe etape, dar de fiecare dată întâlneam această diagonală a operei sale privind grija față de țăranul român. Emilian, dacă ai scoate din rețetarul poeziei tale cultul țăranului, ce-ar mai rămâne? În primul rând, nevoie să salut bunii noștri telespectatori, cei care își pierd câteva minute din viață să ne urmărească. Să te salut pe tine, să spun că mă bucură prezența în această emisiune, cum m-a bucurat și de atâtea ori, pentru că chiar îmi face plăcere să am un dialog pe teme de literatură, nu neapărat de poezie, cu tine, și tu ești extrem de receptiv la valorile, în primul rând, ale Iașului, dar a valorilor literaturii române. Ceea ce este un lucru de mare calitate. Dacă ar fi să scot, deși este o utopie ceea ce spui, că nu pot să scot țăranul român din poezie. Ți-ai scoate sufletul. Mi-aș scoate sufletul, pe care l-aș oferi cu mare generozitate telespectatorilor noștri. Ar rămâne, desigur, poezia de dragoste. Dar când spun poezia de dragoste, parcă îmi vine greu să spun numai de dragoste, pentru că nimeni de pe planeta asta nu iubește mai mult, mai sincer și mai curat decât țăranul. Omul care știe să dăruiască sentimentele așa cum le simte, în totalitate. Deci și poezia de dragoste face cumva parte din viața și lucrarea sacră a țăranului. Prin ce se caracterizează, să spunem, poezia de dragoste a țăranului, știu, în suprapunere cu poezia de dragoste a orășeanului, de exemplu? Nu se separă, nu. Fiecare are la fel proprietatea de a-și manifesta, de a-și transmite sentimentele, fără a
fi neapărat țăranul din poezie de dragoste sau muncitorul din poezie de dragoste, pentru că dragostea este unică și indestructibilă. Ceea ce cu atât mai mult este mai frumoasă și mai misterioasă, pentru că în esență dragostea este un mare mister. Nu știe nimeni când vine, cum vine, când se îndrăgostește și când se risipesc aceste sentimente. Da, manifestările, pentru că tot ai deschis acest subiect, manifestările de dragoste sunt identificate ca fiind niște manifestări ale unei boli. Pentru că... Da, bolnav din dragoste. Da. Da. Este... Nu e metaforă. Nu e o metaforă. E un lucru... Foarte multe personaje din literatura universală, dar și română, au pătimit din dragoste, au suferit. Dacă ar fi să ne gândim numai la... La ruși, numai la poeții ruși. La poeții ruși, la prozatorii ruși, la prozatorii francezi, la prozatorii români, la poeții români. Dacă se moare din dragoste, înseamnă că e un dezechilibru puternic. Pentru că... Nu știu dacă se poate muri și din dragoste, dar cu siguranță te poți îmbolnăvi din dragoste. Asta e... Înainte de a muri, te îmbolnăvești. Te îmbolnăvești. Nu mor. Și încerci să te tratezi. Unii nu se vindecă niciodată. Da. Rămân și pe vieți. Nu, continuă-ți ideea, nu se vindecă niciodată și se apucă de scris poezie. Dacă știu să scrie poezie, e foarte bine. Dacă nu, s-apucă de cu mâinile de cap. Da, e greu de scris în câteva cuvinte manifestarea unui personaj bolnav de dragoste. Da. Este foarte greu. Acum, țăranul, chiar dacă are o exprimare simplistă, la el primează sinceritate. Curățenia morală. Da. Da. Și spirituală. Sinceritatea prin asta se manifestă, curățenia lui morală. Pentru că țăranul, asta e percepția mea, este mult mai aproape de Dumnezeu decât orășeanul. Orășeanul ca e, să... E pe deal țăranul. E pe deal, este în câmp deschis și comunică mult mai ușor cu Dumnezeu. Orășeanul este acoperit de blocuri, de conflicte, de griji, de pe când țăranul autentic, nu, acum trebuie să recunoaștem că în ultima perioadă, în ultimii 50 de ani, țăranul a fost, în mare, țăranul a fost pervertit. Da. Nu mai este țăranul ăla autentic de acum 100 de ani, de pe vremea lui Moș Ion Roată. Nu, țărani au fost ușor pervertiți. Aproape că nici nu mai sunt țărani. Ei sunt un fel de dezmoșteniți din propria lor curte. Nu știu dacă ți-am spus, dar primul meu reportaj, scris prin 1974-75, a fost la Grozești, Curajul țăranului de a rămâne țăran. Și eram neștiutor între ale țărănismelor și am fost trimis de Ion Chiriac, Dumnezeu să-l odihnească, un om deosebit, exact, la Grozești, da? Să scriu despre țărani. Și acolo l-am întâlnit pe Victor Surdu, înțelegi, el fiind președinte... Cred că era președinte de COASC sau COASC, de ceva, da. Și am scris acel reportaj. Acum, pentru că tu ai spus Curajul țăranului, da, mi-am amintit de titlul acelui prim reportaj care a apărut în Cronica. Da, te felicit că te-ai apropiat de această entitate care a și pătimit enorm. Să nu uităm că marea majoritate a oștirii române în cele trei războaie, independență, chiar patru, 1912,
1914, apoi 40, da. 41, 42, a fost o astea țărănească. Noi revoluția am făcut-o cu țărani ajuns la oraș. Da, da, și asta da. Este adevărat, dar eu nu mai cred în țăranii aia care au ajuns la oraș, care... Ei, brând nebrând trebuia să ajungă undeva. Nu, puteau să rămână la țară, dar nu depindea de ei. Da. Nu da. Depindea de ei. Și ei, faptul că au ajuns la oraș, s-a întâmplat o chestie foarte aiurea. Ei veneau sâmbătă acasă, făceau naveta. Și aduceau pampara. Nu, se duceau la bufet și beau, stăteau, jucau table, etc., 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 uitau că sunt țărani. Ori sâmbăta se putea lucra, mai puteau face câte ceva. Foarte puțin din țărani navetiști da. Mai făceau câte ceva în folosul propriei lor gospodării. Se orășenizase, se îmboibase, da. Se îmburghezise. Au simțit că viața poate fi și altfel trăită. Nu doar trăind pragul fals. Dimineții și... Trăind-o fals. Pentru că... Trăind altfel, nu spun fals. Trăind altfel decât au fost învățați să trăiască. Dar s-au pierdut rostul și la țară și la oraș. Ei nu erau nici orășeni autentici, pentru că nu se născuseră la oraș, nu aveau mari compatibilități cu orașul. Ei veneau la oraș și coseau iarba din parcuri. Deci făceau deci tot... Nu se îndepărtau de iarbă. Făceau tot munci țărănești, cumva. Da. Când plecau la țară, o făceau pe domnii. Umblau cu geantă sub soară și se plimbau prin sat. Deci, postura asta de țăran cu diplomat a fost ridiculizată în cinematografia vremurilor. E adevărat, dar ridiculizată pe bună dreptate. Da, pe bună dreptate. Nu a fost inventată. Pentru că, așa cum știm, nici roata n-a fost inventată decât o singură dată, foarte de mult. Atunci când era pătrată. Întâi fusese pătrată, după aia în colțuri. Emilia Marco, în documentarea pe care am îndrăznit să o fac în câmpia ta de cărți dedicate țăranului, am dat și peste un poet, Ion Horea, care și el poate fi etichetat ca fiind un poet cu inspirație din zona țăranului. Tu mi-ai spus că nu prea, că nu este așa de vivace cum ești tu. Nu știu dacă neapărat așa de vivace cum sunt eu, dar era un poet cam prin, domol, cam... prin metaforele pe care le folosea, se vedea că este un poet tipic ardelean. Eu l-am descoperit Molcom. Dincolo de calitatea lui de socru al președintelui Nicolae Manolescu, o avut o altă calitate pe care tu acum ai încercat să o identifici, aceea de om așezat, de ardelean care gândește de două ori înainte de a vorbi. Da, și uneori uită să mai vorbească. Uită ce a vrut să spună. Vreau să spun, pentru că ai făcut această apropiere, că înainte de Revoluție, eu am fost chiar prieten cu Ion Horea. Chiar eram prieten la România Literară și am, datorită lui, am publicat poezii destul de mult în România Literară pe vremea aceea. După aia s-au întors lucruri, n-am mai publicat, nici eu nu am mai trimis, în fine, n-are importanță care a fost situația. Dar l-am cunoscut, deci bine, pe poetul Ion Horea, i-am cunoscut opera, îl citeam pentru că nu... Era firesc, mă duceam să mă întâlnesc cu el, trebuia să, măcar din bun simț, din respect... Să-i recit două verse. Nu neapărat să-i recit, dar să pot să-i răspund la niște provocări poetice, ca să nu spun de-a dreptul intelectuale. Și am avut dialoguri multe, așa cum am avut cu Ștefan Augustin Doinaș, niște dialoguri extraordinar de frumoase, extraordinar de interesante. Și acum... O să mă și laud un pic, de asta am și venit aici să te laud. Să mă laud un pic. Ștefan Augustin Doinaș
când m-a prezentat pe mine în 1974, spun asta că am citit recent. Da. Nu știu cum am deschis niște cărți de-ale mele și am găsit comentariul lui Ștefan Augustin Doineaș. Pe care nu l-ai mai citit decât acum. Nu, comentariul meu nu l-am citit. Nu, pe Ștefan Augustin Doineaș l-am citit și-l citesc. Comentariul meu. Comentariul. Da. Nu, l-am mai citit vreo două ori, dar mi-am adus aminte acum și... Am constatat următorul lucru. Eu în familia, atunci în aprilie 1974, am fost publicat de către Ștefan Augustin Doineaș, care spunea un nou poet. El comenta în discursul lui critic niște poezii de ale mele care nu făceau parte din... din grupajul ăla care de 5 poeme pe care îl publicați noi. El vorbea de mai multe poeme de ale mele. Pentru că, cu adevărat, nu că eu nu le-am trimis la revista Familia. Le-am dat direct lui Ștefan Augustin Doineaș la București. Mă întâlneam la București de multe ori cu domnia sa și aveam multe discuții acolo la... Restaurantul Scriitorului. La Casa Scriitorilor acolo, unde era și secolul 20, Viața Românească, și acolo ne întâlneam, stăteam de vorbă. Probabil că îi făcea și lui bine să stea de vorbă cu mine, nu pot să spun acum, dar cu siguranță că mie îmi făcea extraordinar de mult bine să stau de vorbă cu asemenea poet, un intelectual de mare suprafață de exprimare, un poet ultrasensibil și am cunoscut-o și pe doamna Irinel Liciu și deci am cunoscut balerina. Da. Care a sfârșit ca într-un roman de dragoste de ala tipic rusesc. Așa. I-am cunoscut acolo și pe Ion Gheorghe la Luceafărul și pe Grigore Hagiu, care eram în relație, mă rog, nu amicale neapărat, dar de cunoștință. Pot spun că eram prieten cu Hagiu sau cu Ion Gheorghe, dar când mă vedeau că vin acolo, se apropiau de Ion mine. Ion Gheorghe, un alt poet al țăranului. Un poet uriaș. Un poet uriaș. Da. Eu am și spus, am avut un interviu și am spus undeva că dacă ar fi să propun eu pe cineva pentru premiul Nobel, la proză l-aș propune pe Dumitru Radu Popescu și la poezie pe Ion Gheorghe. Era atunci, la vremea aia, erau singuri scriitori care credeam eu că ar fi meritat să fie măcar propuși pentru premiul Nobel pentru literatură. Și Dere Popescu, Dumnezeu să-l odihnească ca acum de curând din drept. Ți-ai eliberat locul de academician. Să sperăm că da. Ce să spun? E utopic să spun că Dumitru Radu Popescu este unul dintre cei mai mari prozatori români de-a lungul timpului, de-a lungul vremii și unul dintre cei mai mari dramaturgi. Cred că este printre primii trei dramaturgi din literatura română. Dar cu o forță de muncă extraordinară, cu o putere de muncă, cu o inspirație, ceva de ordinul zeităților, pentru că ei au făcut niște lucruri. Și Ion Gheorghe a scris niște cărți de poezie uriașe. Deși a debutat cu un roman în versuri care era ușor proletcultist, mă rog, așa era vremea. Așa erau vremurile și pentru că și astăzi trebuie să ne ținem de vremuri, să luăm o publicitate atât de necesară. Sunt foarte bucuros. Ca să putem plăti apa asta. Iată-ne din nou în direct, alături de Emilian Marcu, academicianul care se pregătește să iasă din rândul țăranilor. Emilian,
Hai să facem un mic joc. Eu să-ți spun un titlu de carte pe care tu l-am publicat. L-ai publicat, da. Ai publicat o carte. Un titlu, titlul l-am publicat, da. Titlul, da. E legat de carte. Și tu să-mi spui prin ce se deosebește cartea pe care ai scris-o de celelalte cărți ale tale, că doar nu le-ai scris la Indigo. Nu le-am scris la Indigo, dar tema eu este... Îți elimini și tristețea aceasta pe care ai încercat să o comunici. Deci, Nuntă în Sâmbure. Da, e o carte de debut, o carte unde am încercat câteva poeme în vers liber despre eroul tânăr în general și alte poeme care cum ar fi Fântânare, de exemplu, și alte câteva poeme despre care simțeam eu că trebuie să vorbesc în acea carte de debut. Ca un fel de sumar, ceea ce va urma chiar. Da, un preambul a viitoarelor cărți. Amiaza Câmpiei. Amiaza Câmpiei. Apărut în 1977 la Editura Junimea. Este o carte care a apărut datorită faptului că am primit premiul la Festivalul Nicolae, marele premiu la Festivalul Nicolae Labiș la Suceava și premiul Editurii Junimea. Și acel manuscris a fost preluat de Editura Junimea și tipărit ca da. Drept carte. Neliniștea singurătății, tot Junimea 1987. Da, 1987, aici am câteva poeme despre țărani, dar am și multe, câteva sonete de dragoste. A fost perioada trecerii mele de la poezia mai amplă despre țărani la sonet. Cam de acolo am început să scriu și să public sonete. Da. Sonetul, eu, pentru mine, sonetul este numai poezie de dragoste. Nu e... Nu poți să-l folosești și la altceva. Nu. Nu pot să, da. Decât la recitat. Țăranul zidit. Țăranul zidit este... Editura Miremis 2000. E o carte de poezie mai pronunțată despre țărani, despre destinul țăranilor, despre aventurile epopeice ale țăranului, de asta și spun că țăranul zidit este cel care se îngroapă în truda sa, în înfrățire cu câmpul. Ceea ce nu știu dacă altcineva în afară de țăran ar putea să facă această contopire cu câmpul, el fiind totuși o persoană vie. Mormânt în metaforă. Mormânt în metaforă este 2007, editura Princeps. Princeps, edit. E o, o carte cu poezii de, și de dragoste și sonete și poezii despre și cu țărani. E o carte mai amplă, așa, mai dezvoltată, pentru că am poezii din varii domenii. Tu, în afară de poezie, ai scris și proză. Da, recunosc. Și proză care ți-a adus premiul Academiei. Așa este, da. În 2019 pentru o carte apărut în 2017. Practic, eu am luat premiul în 2017, dar la Academie se dă cu 2 ani, cu 2 ani în urmă. În urmă sau înainte, da. Așa este. Tărâmul Inocenților se numește acel roman, da. Care face parte dintr-o trilogie, așa cum îți spuneam. Suburbii municipi. Nu. Tobele Mute. Da. Și Lumea după Sabatul Cocorilor. Lumea după Sabatul Cocorilor a apărut anul trecut și ele, aceste ce trei... Ce ai vrut să spui? Sabatul Cocorilor.
ziua de liniște. Da. La evrei. Când, la, dacă da. Faci greșeli acum, te categorisesc ca fiind antisemit. Nu, ce nu s-a mai spus odată. Mi s-a mai spus și mi-ai luat apărarea. Mi-ai luat apărarea pentru că nu este adevărat. Adică nu... Eu trebuie să recunosc că aici post și s-am spus ție, nu sunt nici antisemit, nici antimaghiar, nici antiturc, nici antirus, sunt naționalist. Țin cu națiunea română. Asta da. Zic totul altceva bănuiesc. Exact. Nu, da, da. Nu înseamnă că sunt împotriva cuiva. Nu, eu sunt pentru, nu sunt împotriva nimănui. Tu și ești pentru, tu nu, ești parte activă. Activă. Nu poate să spună cineva că sunt antisemit. N-am avut nici cea mai mică... Da, uite, că Bianca Malcovici știu, te-a descoperit. Dar s-a lămurit și ea. S-a lămurit și ea că a fost o inducere în eroare de anumite... Acum, dacă tot ai deschis subiectul... Spune-i totul, până la capăt. Anumite persoane... Da, nu din, spui cine. O, n-are rost, că da. Unele nici nu mai trăiesc, Dumnezeu, Dumnezeu să vedinească, să aibă grijă de ieri, acolo, așa. Au încercat să-mi estompeze ascensiunea în literatură. Așa, pe diferite căi. Pe diferite căi și calea cea mai simplă și mai odioasă da. A fost aceasta că aș fi antisemit. Da, da. De ce? Eu nu neg și nu am de ce să neg să spun că nu am scris poezii enconomiastice. Asta, din ce motive asta da. Mă privește strict pe mine și nu pe altcineva. Dar de aici aș până la... fac o paranteză. Poeziile mele erau scrise cu talent. Da. Nu erau chiar capul... dacă nu erau semnate de tine... Nu, toate poeziile, eu n-am făcut ca alții, eu toate poeziile da. Le-am semnat. Cum fac alții? Care au zis că au fost puși de redactori șefi de la Convorbiri Literare sau de la Cronica să semneze o poezie scrisă de unul dintre redactori de acolo. O poezie referitoare la conducerea superioară de partid. Da, exact. De și... A, bine, tu nu semnau alții, le semnai tu. Da, eu le-am da. Semnat, mi-am însușit da, acest chestiune. De asta te-am și apreciat și da. Te-am deci, și nu, salutat. Nu m-am eschivat. Sigur că pot să explic, dar nu-i moment da, acum, da, pot da, să explic acum de ce. La țăran, nu da, nu, la de ce. Om politic. Și să revenim, acele persoane, dându-și seama că poate am ceva talent, mai mult decât acele persoane, au zis, păi ia să-i punem noi piedic. În primul rând, au lansat, deși una din persoane... Cred că nu i-a te făcut cunoaște. nici părinții lui ne-au făcut atâta bine cât te-am făcut eu. Da. Și a lansat ideea că aș fi fost securist. Tentantă. Ani de zile a bătut darabana pe da. Această chestiune. Da. Când s-au găsit, s-au făcut cercetări la arhivele CNSAS-ului da. Și tocmai acea persoană a fost descoperită. Că ar fi fost informator al securității. Pe mine din nu. Din timpul școlii. Nu știu, nici nu mai știu din da. Ce timpuri. Nu m-a interesat, mi-a fost greață. Dacă te gândești la persoana la care mă gândesc eu, așa e. La aceeași persoană și la alte persoane. Ne gândim, știm noi. Doar știi toată lumea, dar mulți fac că nu uit. Și dar a fost întâmplător spusă chestiunea asta. Ca să mă îndepărteze de anumite cercuri de literator. Da. Așa au făcut cum au îndepărtat de Mihai Ursache, cu care eram în relație de foarte bună prietenie. Deci, în da. Relație și nu... sunt oameni care încă mai trăiesc, care știu în ce relație eram. Așa au făcut că m-au îndepărtat de... să zic, nu, de Ioanid nu, că Ioanid a spus, nu mă interesează chestia asta, așa am rămas în relații de amiciție. Dar Dan Laurențiu, de exemplu, cu care eram în relații bune, m-a evitat. Adicuzin. La fel, nu mi-a zis ceva vreodată, dar... A mai răcit-o. Însuși, poetul pe care l-am admirat și care, la care am ținut enorm, Ștefan Augustin Doinaș, a fost informat în felul ăsta
și s-a răcit, ba, din potrivă, chiar m-aș zis așa, și l-am adus pe acel personaj, nu dau nume, da, da. Nu are încă mai trăiește. Trăiește și în crapul meu obrazul de rușine. Eram cu Alexandru Dobrescu și cu Adrian din Urachiero la Botoșani în 2000. La Eminescu. La Eminescu și Doinaș a spus, dumneata, nu dau mâna că ai fost informator. Și am spus, maestri, îl aduc pe omul, pe sursă. Dar fără, deci omul nu n-a spus niciun nume. Eu m-am dus, l-am luat pe omul respectiv de mână și l-am adus în fața maestrului și am spus, domnule, spune-i maestrului ce știi despre mine. Și atunci a dat în bâlbâială. Că știi, că eu, că prietene, că nu știu, că n-am vrut, că n-am văzut, că nu știu ce. Încât Doinaș a spus, marș de aici din fața mea să nu te văd, să nu te mai văd niciodată. Și am rămas, am reluat relația de... Da. Normală. Normală cu omul. De fapt, Doinaș a fost unul dintre primii care te-au descoperit. Da. El... Da. Nu, primul care m-a descoperit a fost Nina Casian. Trebuie să recunosc, pentru că... La un concurs de Miss doar. Nu. La un concurs, într-adevăr un concurs, dar de reviste literare și la Târgu Frumos a editat o revistă literară, Miorița, care a ajuns la Nina Casian și ea a făcut un comentariu în România Literară despre acel concurs, despre acele reviste, dar a vorbit în mod special despre Miorița, se poate găsi în 1967 în România Literară, eu nu inventez lumea. Și a remarcat în mod special, dând multe exemple de versuri din poezia mea, care se chema întâmplător Primul Rod. Era chiar poezia care debutasem eu în lumea literară. Și ea, într-un fel... Bine, ea ți-a fost mama și Doinaș a fost tatăl. Tatăl, am avut din doi părinți destoinici. Da, nu, așa, asta a fost cu adevărat... începutul meu ca scriitor, ca om care se ocupă așa cu chestiile astea de mare sensibilitate. Este un lucru care, după felul în care l-ai povestit, se dovedește că nu-ți prea priește ție acești detractori. Îi detest, nu că nu nici nu-mi priesc, nici îi detest pentru că eu una din chestiunile care le-am detestat de-a lungul timpului a fost minciuna. Și detractorii, ai mei mai puțin, sau mă rog, atât, dar nu contează. Detractorii sunt de profesie mincinoși. Da. Ori tot în ca să venim la țăranul român. Țăranul român urăște minciuna. Cel mai mult urăște minciuna. Nu-i place să fie un om mincinos. Ori de tu... fapt, dacă stăm și ne gândim la tipologia țăranului din literatură, în literatura română, vom vedea că în momentul în care țăranul trebuie să facă față unei minciuni, e debusolat, nu știi să reacționeze. Da, nu știi cum să reacționeze. Exact. Așa este, este foarte adevărat, ai surprins foarte bine acest comportament. De ce? Pentru că el nu este obișnuit cu forma asta de manifestare. Exact. Nu știi ce se întâmplă, de ce faci așa ceva, de ce trebuie să minți. Adică, dacă apare este ziua și tu spui că e noapte... Că e noapte... El, te privești, băi, de ce da, te ia drept nebun. Și de asta, apropo, a plecat de la chestia cu antisemitismul. Și a găsit cineva de bună credință să considere că sunt, printre altele, și antisemit. Dar nu a avut de ce, pentru că eu am spus și repet, sunt naționalist. Cum adică sunt naționale? Nu sunt extremist, sunt naționalist, sunt cu națiunea română. Sunt atât de atașat de națiunea română, încât, și nu fabulez, acum nu o fac pe nebunul,
mi-aș da viața pentru națiunea română. Da. Pentru apărarea națiunii române. De asta sufăr enorm, sufăr ca un câine acum când văd că sunt tot felul de gunoaie care își bat joc de poporul român, de țara românească, de lucrurile care s-ar putea face să fie atât de frumoase, da, și de bune. Pentru că nu degeaba s-a spus că România este grădina Maicii Domnului. Are tot ce trebuie unei țări. Și da, acum vreau să-ți spun că o mică povestioară. Dumnezeu și Sfântul Petru, mergând pe pământ, da, au ajuns la România. Și Dumnezeu a spus, aici să fie mare, să fie câmpie, munte, să fie fluviu, să fie ape, să fie păduri, să fie... Sfântul Petru zice, Doamne, dar ce faci cu țara? Nu-i dai prea mult? Ce? Ba da, dai să vezi ce oameni îi dau. Și asta din echilibrăm, să vezi ce oameni îi dau. Da, din nefericire așa s-a întâmplat și acum se văd aceste cozi de topor care conduc și au condus mult timp, nu spun că în ultimii 30 de ani, poate și în ultimii 50 de ani, și, deci, care au condus România. Și și-au bătut joc de în folos propriu, pentru că ei n-au niciun sentiment. Aș putea pune pariu că dacă mâine ar începe un război, să zic, primii care ar fugi din țară ar fi ăștia. Deci primii. Tot țăranul român ar rămâne să pună mâna pe armă, ca să nu mai zic pe coasă sau pe furcă sau pe topor, să lupte, să-și apere granița. Știind că nu prea poate să o apere, când prea are cu ce, dar se duce acolo să se îngroape în hatul țării, să devină parte din această moșie pe care a primit-o de la străbuni. Nu poate să fie în afara acestei palme de pământ. Da. Pentru că, în definitiv, cu ce mergem când plecăm de aici? Cu o palmă de pământ care ne acoperim. În rest... Nu. Mergem cu Dricu și... A, bun. Poposim în așteptarea veșniciei. Da. Din nefericire se întâmplă exact ce a spus Dumnezeu lui Sfântul Petru. Ne-a dat niște oameni invers proporțional față de ceea ce este România, da, în adevărat. Chiar grădina Maicii Domnului și Papa Paul al II-lea. Cum ar trebui să decodificăm noi o spusă a lui Marin Preda? Dacă iubire nu e, nimic nu e. Da, în primul rând, prin zisa biblică, preceptul biblic din Evanghelia după Ioan, care spune, dacă dragoste nu e, nimic nu e, pe care Marin Preda a preluat-o și a folosit-o atât de profund. Da. Și trebuie să știm că în afară de iubire, de toate felurile, nu spunem că iubire față de cutare, de femeie, de... Iubirea față de Dumnezeu. Iubirea față de Dumnezeu. Iubirea față de orice. Dacă nu este acest sentiment, viața omului este total inutilă. Trăiește ca un animal. Da. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut cu puterea de a iubi. În afara acestui sentiment, nu mai e nimic. Iată cum, stimați telespectatori, fără să ne dăm seama, s-a încheiat și această emisiune, o emisiune în care Emilian Marcu a încercat să își construiască profilul poetului țăran, a academicianului țăran. Acum, apropo de zona aceasta a Academiei Române, dacă Emilian Marcu ajunge și va fi ales academician, se votează, nu? Se votează, da. Va trebui să treacă peste un vot foarte riguros. Peste 50 de academicieni vor fi scoși la urne
Și eu cred că publicul ascultător înțelege gluma, că care gluma? N-am asemenea chiar dacă Emilian Marcu nu are asemenea idei, el va trebui să meargă la Academie pe 13, 14... 15-16. Și să dea piept cu destinul. Stimați telespectatori, până la o viitoare emisiune, vă spunem la revedere. La revedere! Thank you.